Și să știți că începem emisiunea de astăzi cu o poveste care sunt convins că o să vă placă și o să-l cunoașteți pe primul meu invitat, așa cum este el și cu toată povestea vieții lui. Îl cheamă Sebastian Felix Țopescu, este fiul regretatului Cristian Țopescu, iar Felix, despre care vă vorbesc și care vine aici, are 24 de ani și la fel ca toți copiii cu părinți celebri a dorit toată viața să reușească pe cont propriu. Și ce crezi? A reușit. Este fashion editor, este stilist, o să vedeți și cum s-a îmbrăcat, face scurtmetraje premiate, ceea ce este important, dar despre toate aceste lucruri și cum a fost drumul lui până aici ne spune chiar acum Sebastian Felix Țopescu. Te salut! Ești fericit? Da, sunt fericit. Ce faci? Am înțeles, fii atent, deci nu spun zi Felix sau Sebastian, îți spun Basti. Da, toată lumea îmi spune Basti de când lumea și pământul. Dar de unde Basti? De unde Basti? De la Sebastian. Cred că e varianta mai scurtă, da, și cumva mai prietenească. E mai ușor să-ți strigi după mine. Basti, hei Basti! Dar exact, cine ți-a zis prima dată Basti? Obosești. Cred că mama mea mi-a zis prima oară Basti și după aia de atunci a rămas așa ca un fel de am nume pahar, consacrat. A, buget. Da, exact. Am și cu, dacă vrei, cu lămâie și cu portocală. Wow. Bun. Și așa a rămas numele de scenă, da. Basti, da? Dar știi ce aș vrea să le spunem oamenilor? Că Sebastian te cheamă după bunicul tău? Nu, Felix mă sau cheamă Felix după bunicul meu, da. Sebastian cumva a fost să rupem un pic lanțul numelor din familia mea, okay, fiind Cristian, Cristian, Cristina, Cristol. Okay. Și atunci Sebastian. Sebastian, dar stai un pic, bunicul tău Felix a fost un mare sportiv, a făcut echitație de performanță, nu? Da, a fost campion în echitație și cumva de la el a pornit această iubire pe care după aia și tatăl meu a preluat-o și eu am preluat-o cu echitația. Păi da, dar uite aici, la vârsta de 6-7 ani ai început tu să faci echitație până la vârsta de 12 ani. De ce te-ai oprit? De ce m-am oprit? Pentru că sunt foarte agitat, Cătălin, ca și om. Am înțeles. Și cumva... De ce e ca mine mă la fel de agitat, eu nu înțeleg. Adică cumva tot timpul am schimbat lucrurile. În momentul în care am simțit că am descoperit tainele echitației, am zis că vreau să încerc și ceva nou, ceea ce a fost sărituri în apă. Și după aia, de la sărituri în apă, m-am dus în schi, după aia din schi în placă. Adică cumva tot timpul m-am agitat pe toate părțile, pentru că mereu mi-a plăcut cumva chestia asta de a descoperi câte ceva nou din fiecare lucru și să experimentez fiecare lucru. Dar vezi, uite, sportul și echitația au rămas în familie, adică echitația de la bunicul, da, tău, sportul tot așa din familie. Da. Să știi că l-am admirat foarte tare pe tatăl tău, pe Cristian Țopescu, unul dintre cei mai puternici comentatori și un om fabulos și senzațional, cu o poveste de viață incredibilă. Ne-a fost de câteva ori invitat aici la emisiune, legendă. Mulțumesc mult de tot. Și cred că chestia asta e apăsătoare și pentru tine, că asta spuneam, știi, că bă, ca și copil vrei să dovedești că poți să te descurci singur. Cred că cumva la mine n-a fost niciodată o apăsare, nu? Să mă simt în umbra familiei sau cumva să încerc să dovedesc mai multe, dat fiind numele pe care îl port. Pentru că în educația familiei mele mereu a fost cumva înțelegerea de fiecare are drumul lui și că succesul nostru individual nu are legătură cu succesul celuilalt. Da. Adică traseul și persoana care a fost tatăl meu cumva nu este direct corelată cu ce trebuie să fac eu acum. Clar, dar întotdeauna am mai auzit câte ceva, se uită lumea și zice, cine mă, băiatul Țopescu, bă, băiatul Țopescu. Asta o să fie tot timpul cumva chestia asta, dar cumva are și părțile bune. Mie mi-ar plăcea să fiu numit băiatul Țopescu pentru faptul că sunt foarte politicos sau pentru bun simțul meu sau pentru faptul că relaționez frumos cu oamenii. Adică ce în fai? Condițiile astea mie mi-ar plăcea foarte mult să fiu văzut ca și tatăl meu, pentru că el chiar a fost așa și sunt sigur că și tu, cunoscându-l, știi ce calmitate și ce căldură aveam. Eu ți-am povestit Cristian Țopescu, legendă. De fiecare dată pe 27 ianuarie țin minte că primeam pe la prânz un telefon de un maximum un minut în care îmi spunea ce face Pandurii Târgu Jiu, fiind din Târgu Jiu, te-am sunat doar să-ți spun la mulți ani, știi? Și întotdeauna eram copleșit, îți dai seama, zic, bă, a sunat Cristian Țopescu, adică nu-mi venea să cred. Pentru mine întotdeauna chestia asta mă copleșea și o făcea în ultimii ani de fiecare dată și... De asta l-am admirat mereu pe tatăl tău, exact pentru ce spui tu, pentru profesionalism, pentru cât de meticulos era, pentru cât de perfecționist, profesionist, jos pălăria, bravo. Iar acum asta să le spunem celor de acasă, că tu ești fashion editor. Da. Yes, of course, sunt. Adică după echitație, echitație, sărituri, da, schi și toate cele, ai trecut la alt sport. Păi da, cumva am... Stai bine pe scaunul ăla? Da. După sport, unde nu au rămas pe mine mușchii, din păcate, au plecat, hainele au rămas pe mine și pasiunea mea pentru modă. Cumva cred că toți din familia mea am avut cumva o tentă creativă. Mm-hmm.
fie ea în orice domeniu. Și cumva tenta mea creativă a fost înspre modă. Și atunci meseria de fashion editor cumva a venit natural. Și așa am început cumva, am început când aveam 19 ani. Am început să lucrez la prima revistă și după aia de acolo, unde încet, încet, era o revistă, este o revistă care în continuare există, care se numește Modic, care este o revistă internațională și cumva... A fost primul tău job ca fashion editor. Da, exact. Și cumva de acolo au început să înflorească lucrurile, adică cumva am început să lucrez și cu o revistă din Italia, după aia acum lucrez și cu o revistă din Londra, dar pasiunea mea în tot parcursul meu în mod au fost talentele emergente, adică cumva eu mereu asta am vrut să împing. Fie că sunt talente emergente din România sau sunt talente emergente din Ucraina sau din Kazakhstan sau din Tunisia, pe unde am mai călătorit ca să găsesc. Cumva această idee de scouting și a găsi talente tinere și de a le împinge în față a fost mereu lucru pe care cumva asta eu am vrut să-l fac. Vorbește un scouter care și el la rândul lui e tânăr, are 24 de ani. Asta, de asta mi se pare. De 24 de ani ar fi și mai bine. Dar de cum? Te simți mai bătrân, păi nu? N-ai auzit ce tuse de moș am avut? Nu, basti, asta e, ce să zic. Ciucă, adă-și telefonul telespectatorului, că eu zic că ar fi cazul să dăm dovadă de sinceritate față de telespectatorii noștri care se uită la noi și să-l rugăm pe Basti să se uite un pic la noi așa, din cap până în picioare, și să facă o cronică în câteva cuvinte la cum arătăm noi. Să vezi că le are gleznele goale, da? Atât am să zic. Am văzut. Așa, dacă ar fi să te uiți la noi... Să știi, noi ne-am îmbrăcat pentru emisiunea noastră, că noi suntem mult mai excentrici. Eu nu m-am gândit. Deci dacă nu vă prindeam în emisiune, te-am văzut că înainte, în spate, te aveai corset. Adică, exact. S-a văzut, s-a aprins. De asta, suntem mai excentrici. Acum suntem un pic mai pe... Ei, mie mi se par niște ținute foarte curate, gleznuțele alea goale mă ard pe priviri, dar... Dar acum știi cum e, mă arde pe mine, dar poate pe cei din producție nu-i arde. Știi cum cu asta cu glezne goale? Stai măi, eu am pe lungi, da. I-am pe lungi ați. Da, păi am verificat asta niște. Da. Știi că eu nu port șosete nici iarnă. Dar în rest... Șosete, am șosete, da. Dar să știi că așa vine și iarnă. Și nu răcești? Nu. Eu răcești și așa. Adică eu cumva, eu aspir. Bun, dar la el e ok? Imunitatea, da. În afară de gleznuțe, e. Da. Și tu? La mine... La tine e foarte bine. Arăta mai bine puțin în spate cu corsetul, aveai și cercel. Da. Mamă, știi că am putut să-mi iau josete. Știi ce? Ciucă, lasă că-ți cumpăr eu de ziua ta. Știi ce? Chiar mă gândeam la chestia asta. Eu când am venit la București, bă, caută-mă Ciucă cu mine cu părul lung, pozele alea. Caută pe Google acolo. Aveam părul despletit. Mă bătea gândul să-mi pun și cercel, știi? Dar n-am avut suficient curaj. Și tatuaj să fac, ai avut tatuaje? Poftim, nu. Nu, tatuaje n-ai, da? Nu, că și mie mi-e groază de tatuaje. Eu cumva știu că o să le urăsc într-o săptămână și tot timpul am idei din astea, mă țin 2 ani, dar tot nu mi le fac niciodată. Poți să-ți faci de astea care să treacă, știi, temporar. Oameni buni, trebuie să știți că Basti a început, ai fost la școală la Viena un an, nu? La sociologie. Da. Și apoi? Păi m-am dus în primul rând, după ce am terminat cu examenul de bacalaureat, cumva am fost și presat de societate și de ce am văzut în jur, de găsește-ți o meserie care să fie 100% sigură, care să fie cumva în parametrii normalului, în ghilimele, și așa că am ales sociologie, dar relativ repede, adică după 6 luni am realizat că nu prea este locul meu acolo. Și te-ai dus la Milano la modă. Da, și apoi mi-am sunat părinții și le-am spus, ăsta este visul meu, să fac modă și îmi asum și bunele și relele care vin cu visul ăsta și dificultatea acestui vis, dar eu chiar vreau să încerc, adică prefer măcar să încerc, poate mă lovesc de pereți și nu o să-mi iasă, dar măcar am încercat. Și măcar ești fericit când faci niște lucruri care îți plac. Dar văd că la tine, uite, văd acum și fotografiile care rulează pe ecran, povestea asta cu corsetul chiar e serioasă. Am văzut, uite, și aici și unul alb și toate. Da, cumva mie îmi plac corsetele, am mai zis asta și în trecut, eu sunt sigur că dacă fantomele femeilor din 1900 pe la început mă înjură că ele, săracele, își mutau organele cu ele, eu le port de drag, dar cumva mie îmi place, e cumva, e un sentiment interesant de a reuși să-ți schimbi forma corpului, pentru că, repet, eu nu am o talie mică, adică pare, dar nu am o talie foarte mică, în așa fel încât, asta a fost tot timpul pasiunea mea cu hainele, acest aspect transformativ ale lor, adică pot astăzi să mă îmbrac așa, mâine pot să mă îmbrac într-un hanorac, poi mâine pot să mă îmbrac, nu știu, un medic. Adică cumva ai chestia asta transformativă, poți să-ți schimbi atributele corpului tău prin piese vestimentare. Acum, dacă ar fi să-ți fac și eu ție o destăinuire, să știi că și eu am purtat corsete de 2 ori în viață, odată când m-a durut spatele foarte tare și am purtat de la, știi, de alb. Da, să te țină. Și odată când luasem niște kilograme în plus și am pus tricou peste și mi era un pic, am încercat.
Păi da, foarte bine. Dar cumva să știi că devin comod așa, cum te ține într-o poziție. Nu ți se pare că cumva te ține? Și când îl aveai pe ăla de spate sau pe ăla sub tricou, te ține cumva drept. Uite, așa aici, exact, corsetul. Fii atent. Stai să-ți arăt fotografia de fashion cu mine, când aveam părul lung, iar după aceea, uite, atât am avut de zis. E, dacă apăreai așa, mă îngropai pe mine. Eu plecam din țară de rușine. Deci atât am avut de zis, așa să vezi că era... Numai, nu sunt cuvinte asta pe care trebuie adăugate. 20 și ceva de ani, curaj, da. Tată. N-ai găsit o ciucă pe aia, când aveam pletele despletite. Da, lasă, atât am avut de zis. Bun, fii atent, Basti, știi ce vreau să le spunem oamenilor? Că tu, practic, ești băiatul lui Cristian Țopescu, dar mai aveai o soră pe Cristiana, Cristina Țopescu, da? Dumnezeu să o odihnească. Și în același timp mai ai un frate. Da. Tu trei fiind frați vitregi. Exact. Suntem trei copii din trei căsnicii diferite, dar cumva asta nu ne-a împiedicat niciodată să avem o relație strânsă unul cu celălalt. Da? Ați fost toți? Da. Adică atât de strânsă cât se poate, având în vedere că diferențele de vârstă între noi sunt mari, cel puțin între mine și ei. Tu ești cel mai mic. Exact. Prima era Cristina Țopescu. Exact. După aia Cristi și după aia eu. Și atunci, dat fiind faptul că erau diferențe mari de vârstă între noi, cu toate astea, noi tot am avut o relație foarte strânsă. Poate nu chiar de frate, să stai să te bați în curte unul cu celălalt. Da, dar vă sunați, adică da, frate, asta, da. Ce faci, da. Sora mea, da. Sunt bine. Tot timpul am avut o relație strânsă. Asta e bine și cred că asta este foarte mult, contează părinții să poată să țină uniți frații din alte căsnicii. Mi se pare foarte fain asta. Știi ce vreau să te întreb? Noi știm, tatăl tău ar fi împlinit 86 de ani când tu pe 26 martie ai premiera emisiunii Creator de vise la TVR1? Da, emisiunea se va numi Vis sau Realitate. Care deci nu mai e Creator de vise? Nu. Creatorul de visuri este ceva ce am învățat eu gramatical, că visele sunt ce visezi noaptea și visuri sunt aspirații. Da. Am învățat și eu recent acum. Dar Creatorul de visuri cumva este numele caracterului meu în această emisiune. Iar emisiunea se numește Vis sau Realitate. Ideea simplă a emisiunii este cumva, Cătălin, dacă nu mai face ce faci acum, ce ți-ar plăcea să faci? Și noi îți îndeplinim acest vis pentru 24 de ore. Și la sfârșit afli dacă ești admis sau respins din visul tău, depinzând de competența sau incompetența ta în visul respectiv. Păi în vis, tu știi cum sunt eu pe pistă, Max Verstappen e în urma mea de fiecare dată. Păi deci la Formula 1, fai de mine. Pe bune mă, eu sunt cu Red Bull cu asta, Verstappen e... cu Chico Perez. Păi eu să-ți ofer și un Red Bull. Păi da, îți la echipa, așa se numește echipa de Formula 1, Greta, ce vrei să zicem? Bun, fii atent, tu știi că ai fost la ProTV când erai încă bebeluș? Au găsit colegii mei niște imagini de arhivă din și perioada... Și ce-am făcut? Fii atent, stai să vedem, că nici eu nu le-am văzut până acum. Nici eu. Acum mi-au spus colegii că au găsit niște imagini din 2002 cu Teo, ei au fost invitați la Teo. Uite. Iar acum, aici părinții tăi, în 2002, și ăsta ești tu. Ehe? Băi, nene, gata. Dar ce maxilar aveam când eram mic. Da, uite. Da, uite, stai acolo. Uite. Ce tare mi se pare. Mi se pare tare imagine. Să rămână, Teo. Te pupăm. Am vrut să o salut și pe Teo, colega. Da, imaginea mi se par foarte tare. Da, e special cumva când văd imagini de genul ăsta, când văd imagini cu mine, bebeluși, care au fost la televizor, mi se pare fascinant, adică parcă e așa cumva... Parcă ai crescut. Da, nu, puțin. Puțin. Ciucă, ce PIN avem la telefonul ăsta? 0000. Câți? 5 sau 6? 4-0. 4-0. Iertați-ne un pic. Dar știi ce vreau să te întreb? Te-ai gândit vreodată să pleci din țară? Acum, sincer. Pentru că ceea ce faci tu... Eu am plecat tot timpul din țară. Păi lasă că ai plecat din țară, așa ai plecat... Dar să trăiești în altă lume. Să trăiești în altă țară, să lucrezi afară total. Da, păi cumva... Pentru că mai ales ești obișnuit cu lumea asta de afară. Adică ai terminat școala de zi, de modă la Milano, nu știu cum se numește, de modă, nu? Da. Institutul Europeu de Design. De asta zic. Și ești învățat cu lumea asta de afară. Eu cumva tot timpul am lucrat, adică toată munca mea și de stilist și de fashion editor s-a bazat în străinătate. Eu nu am prea lucrat foarte mult în România, nici nu am stat extraordinar de mult în România după ce am început să muncesc, adică am stat la Milano și după aia, depinzând de proiecte, cumva a fost și perioada pandemică care nu mi-a permis neapărat să călătoresc cât mi-aș fi dorit să călătoresc. Cu toate astea, tot am reușit să plec prin atât de multe țări în ultimii ani. Pentru că îmi place să descoper alte culturi, îmi place să descoper alți oameni, îmi place să descoper cumva alte perspective ale creativității sau alte perspective în general sociale, pentru că fiecare țară are un spirit
da, al poporului, care poate să difere sau să se asemene cu cel al nostru. Cineva zice în felul următor, Felix egal fericire în latin, azi este ziua lui, ziua fericirii, așadar la mulți ani. Telespectatorii noștri foarte vigilenți imediat și întreabă cum te pot găsi, de exemplu, pe Instagram. Pe Instagram sunt Basti Oji. Da. Deci Oji. Dar și dacă mă caută Sebastian Felix Topescu, cred că mă găsesc pe Instagram. Cumva eu acolo postez mai mult din ce fac eu și din ce muncesc eu. Și acolo voi posta și lucruri din emisiunea care se va lansa acum duminică. Pe 26 martie. Exact. Să ai succes cu ea, să ai baftă. Tatălui meu. Exact. Cumva așa s-a nimerit. Care ar fi împlinit 86 de ani. Da. Dar tu ai încercat vreodată să comentezi în stilul tatălui tău? Da, cu tine acum v-am comentat pe voi, da. Nu. Sau când erați acasă la televizor să vezi ceva și să încerci să comentezi? Asta tot timpul mai comentam în joacă și ne jucam și ne distram sau comentam premii sau, de exemplu, Oscarurile. Tot timpul stăteam și comentam din spate, dar într-un mod, cum ar veni, dintr-o perspectivă plină de umor, adică nu serios cumva. Nu cred că aș putea să fac ce a făcut el. Așa, comentator eu sunt bun, dar doar nu comentator sportiv. Foarte bine, căutați-l pe Instagram și îl găsiți acolo. Să știi că e foarte multă lume care te salută și se bucură că ai venit astăzi la emisiune. Și în același timp poți să te caute pe Instagram oamenii și vreau să-ți doresc toate cele bune. Și ai foarte multe inele și eu sunt fan inele. Da. Care e cel mai apropiat de sufletul tău? Sau care are vreo semnificație aparte? Cred că cel mai apropiat este acesta pe care l-am făcut în pandemie. Poți să-l arăți așa? Eu, da. Asta e făcut de tine? Da. Eu l-am făcut în pandemie, adică i-am făcut mulajul din ceară și după aia am fost să-l torn în argint. Și cumva asta e cel mai special pentru mine, pentru că l-am făcut eu. Altul care ar avea un motiv special este că o doamnă, pe care nu știu cine este nici în ziua de astăzi, din Roma, a venit și a vorbit română cu mine și mi-a spus că ești foarte frumos, dar nu te mândri cu frumusețea ta. Ia inelul ăsta să te apere, pentru că dacă te vei mândri, ți-o voi pierde. Și de atunci m-am îngrășat un kil jumate, acum nu știu dacă... Dar unde tu, asta? În Roma. Dar de mult? Da, acum jumătate de an. Păi cum, a venit direct la tine așa pe stradă? Da. Da. Erai îmbrăcat așa? Da. A simțit că e ceva artistic. A venit și a zis, ia inelul? Da, dar în română. A, în română. Adică direct în română, da, și a început să vorbească cu mine și cumva eram șocat, adică stăteam așa și eram... Și nu ți-a cerut bani după aia? De unde? Nu, asta a fost și mai șocant, că îți dai seama, când mi-a zis, ia inelul ăsta, am zis, doamnă, vă rog eu, lăsați-mă cu inelul dumneavoastră, gata. Și nu a zis nimic, a zis, nu, că e cadou de la mine să te protejeze. Foarte tare. Să rămână, doamnă, dacă vă uitați la ProTV Internațional, să ne trimite și nouă un inel să ne protejeze. Vă mulțumesc de kilul ăla jumate în plus pe care l-am primit. Îți mulțumesc mult de tot, Basti, să ai succes și să ne mai vedem cu mare drag. Nu te întreb ce scrie pe bocanci pentru că am aflat. Sunt niște mesaje care nu se pot spune la televizor.